ziua tuturor liceenilor din clasa 10. Astăzi vom începe studierea ecuațiilor trigonometrice omogene și anume ecuații trigonometrice omogene de gradul 1. În manualul dumneavoastră de clasa 10 vă este prezentată definiția ecuațiilor trigonometrice de gradul 1 în sinus de x și cosinus de x. Astăzi, dragii mei, dumneavoastră observați că fiecare termen al acestei ecuații are gradul 1. Deci, cu alte cuvinte, dacă adunăm exponenții lui sinus și al lui cosinus, obținem n. Aceasta este definiția ecuației omogene, trigonometrice omogene, de gradul 1. Deci, care este ecuația trigonometrică de gradul 1 omogenă? Pentru aceasta, observați că puterea lui sinus, exponentul lui sinus și al lui cosinus trebuie să fie 1. Deci, ecuația A sinus de x plus B cosinus de x egal cu 0 este ecuația trigonometrică omogenă de gradul 1, unde A, B sunt coeficienți reali. Exemplu, avem ecuația trigonometrică omogenă sinus x minus radical din 3 cosinus x. Deci, pentru început, observăm că domeniul de valori admisibile este mulțimea numerelor reale. Deoarece domeniul de definiție a funcției sinus și cosinus este orice număr real. Deci, care este metoda de rezolvare? Orice ecuație trigonometrică omogenă de gradul 1 se rezolvă prin împărțirea fiecărui termen al ecuației la cosinus de x, obținând astfel o ecuație algebrică în dependență de tangentă. Efectuăm lucrul acesta, deci împărțim fiecare termen al ecuației la cosinus de x. Obținem sinus de x împărțit la cosinus de x. Este tangenta de x minus radical din 3 este egal cu 0. Am obținut, deci, o ecuație în dependență de tangenta de x. Cineva mă întreabă acum, de ce, doamnă profesoară, să împărțim la cosinus de x și nu la sinus de x? Atunci răspundem că putem împărți și la sinus de x. Și atunci vom obține o ecuație algebrică în dependență de cotangentă de x. Alt elev ar fi curios să cunoască. De ce avem dreptul să împărțim la cosinus de x? Doar noi nu cunoaștem că cosinus de x este diferit de 0. Vreau să vă spun, dragii mei, că în acest caz, la ecuațiile trigonometrice omogene, cosinus de x nu poate fi 0. Fiindcă dacă ar fi egal cu 0, observați că și sinus la fel ar fi egal cu 0. Ceea ce este imposibil, în același timp sinus și cosinus nu primesc valoarea 0. Și ar contrazice proprietatea fundamentală a trigonometriei că sinus pătrat plus cosinus pătrat egal cu 1. S-ar primi 0 la pătrat, 0 plus 0 egal cu 1, ceea ce este fals. De aceea, acum eu sper că ați înțeles de ce avem dreptul să împărțim la cosinus de x. Rezolvăm ecuația obținută. Tangenta de x egal cu radical din 3. Atunci spunem că x este egal cu arc tangenta de radical din 3 plus pi k, unde k aparține lui z. Și atunci x egal arc tangenta de cât ne dă radical din 3? De pi pi 3. Deci pi pi 3 plus pi k. Aceasta este soluția acestei ecuații. Pi pi 3 plus pi k, unde k aparține lui z. Deci, la rezolvarea ecuațiilor trigonometrice omogene, ținem cont de următoarele. Primul pas, împărțim la cosinus de x sau la sinus de x. Obținem o ecuație în dependență de tangenta de x sau cotangenta de x. Următoarea ecuație.
3 sinus x minus 2 cosinus de x egal cu 0, 2 sinus x a doua ecuație minus 3 cosinus de x egal cu 0. Vom exersa rezolvând aceste ecuații pentru a memoriza care este algoritmul de rezolvare. Deci, domeniul de valori admisibile este mulțimea numerelor reale. Împărțim toți termenii ecuației la cosinus de x. Obținem 3 tangenta de x minus 2 egal cu 0. Atunci tangenta de x egal cu 2 treimi. Și soluția x a acestei ecuații este arctangenta de 2 treimi plus pi kappa, unde kappa aparține lui z. Soluția acestei ecuații este arctangenta de 2 treimi plus pi kappa, unde kappa aparține lui z. Cea de-a doua ecuație, domeniul de valori admisibile, este orice număr real. Împărțim toți termenii ecuației la cosinus de x. Atunci vom obține, aș propune să împărțim aici la sinus de x pentru ca să vă convingeți că și atunci ecuația are soluție. Deci vom împărți toți termenii ecuației la sinus de x. Atunci ecuația noastră este 2 minus 3 cotangenta de x egal cu 0. De aici, minus 3 cotangenta de x egal cu minus 2. Cotangenta de x este egal cu 2 treimi. Atunci soluția x este egală cu a cotangenta de 2 treimi plus pi lambda. Problema aparține lui z. Aceasta va fi și soluția acestei ecuații. A cotangenta de 2 treimi plus pi lambda. Problema aparține lui z. Următoarea ecuație. Rezolvați ecuația trigonometrică sinus de x pe 3 plus cosinus de x pe 3 egal cu 0. Deci, domeniul de valori admisibile ale acestei ecuații este mulțimea numerelor reale. Vom împărți toți termenii ecuației la cosinus x supra 3. Deci, obținem ecuația tangenta de x pe 3 plus 1 egal cu 0. Tangenta de x pe 3 egal cu minus 1. Atunci x supra 3 este egal cu arctangenta de minus 1 plus pi kappa, unde kappa aparține lui 0. Atunci ecuația noastră are soluția x pe 3 egal arctangenta de minus 1, minusul iese în față și obținem arctangenta de 1 este pi pe 4, minus pi pe 4 plus pi kappa. Înmulțim toți termenii ecuației cu 3. Astfel obținem minus 3 pi pe 4 plus 3 pi kappa. Deci, soluția acestei ecuații are formă minus 3 pi pi 4 plus 3 pi kappa, unde kappa aparține lui 0. Următoarea ecuație trigonometrică pe care vom rezolva-o este ecuația radical din 3 sinus x minus 3 cosinus x egal cu 0. Trebuie să aflăm soluțiile reale ale ecuației trigonometrice care aparține intervalului indicat. Intervalul indicat este de la minus pi pe 2 până la 2 pi. Deci, ce facem în acest caz?
Desigur că împărțim este o ecuație trigonometrică omogenă de gradul 1 și împărțim toți termenii ecuației la cosinus de x. Vom obține radical din 3, tangenta de x, minus 3, egal cu 0. Radical din 3, tangenta de x, este egal cu 3. Atunci tangenta de x egală. 3 împărțit la radical din 3 este radical din 3. X este egal. Arc tangenta de radical din 3 plus pi k, unde k aparține lui 0. X este egal. Tangenta de cât ne dă radical din 3? De pi pi 3. Rămâne să selectăm soluțiile acestei ecuații care aparțin intervalului minus pi pi 2, 2 pi. Observați, dragii mei, că pentru k egal cu 0, soluția ecuației este pi pi 3 care aparține acestui interval. De aceea, primul caz, vom cerceta dacă pentru k egal cu minus 1, x este soluția ecuației care satisface condiția dată. X este egal cu pi pi 3 minus pi, care este egal cu minus 2 pi pi 3. Minus 2 pi pi 3, dragii mei, nu aparține intervalului dat. Cazul al doilea, k egal cu 0, următoarea valoare întreagă. Rezultă că x egal cu pi pi 3, deja am afirmat că aparține intervalului minus pi pi 2, 2 pi. 3, k egal cu 1, de aici rezultă că x este egal cu pi pi 3, plus pi. Este 4 pi pi 3. Și 4 pi pi 3 este soluție care aparține intervalului minus pi pi 2, 2 pi. Al patrulea caz, pentru k egal cu 2, atunci x este egal pi pi 3 plus 2 pi. Este evident că această valoare deja este mai mare ca 2 pi și nu aparține intervalului. În așa mod, noi am demonstrat, dragii mei, că doar două soluții, pi pi 3 și 4 pi pi 3, aparțin intervalului dat și sunt soluțiile ecuației. În așa mod, noi astăzi am învățat rezolvarea ecuațiilor trigonometrice omogene de gradul 1. Pentru a sistematiza cunoștințele și a vă răspunde la alte întrebări care au mai apărut în cadrul învățării, vă propun să analizați manualul la pagina 189 de clasa 10-a, autorul Achiri, paragraful 3.32. Vă doresc succese, vă zic pe curând!